Bună seara, stimații telespectatori, și bine v-am regăsit la Pasul la Offside. Pasul la Offside, emisiunea care astăzi l-are invitat pe unul dintre cei mai mari basketbaliști români care a jucat vreodată pentru orașul nostru, Cătălin Burlacu. Bine ai venit, Cătălin, în cadrul emisiunii. Bine v-am găsit și de această dată. Cătălin Burlacu revine în platou Pasului la Offside la Ploiești TV pentru o discuție plecată asupra performanței, zic eu, pe care echipa României U18 a obținut-o la grupa aceea campionatului european Divizia B, competiție încheiată ieri și care s-a desfășurat în perioada 29 iulie 7 august în trei localități prahovene, în sala sportului Olimpia, la sala polivalentă din Blejoi și la sala polivalentă din Bucov. Cătălina e o postură superbă din punctul meu de vedere, pe care o meriți cu vârci îndesat, manager principal al Federațiilor Române de Basket pentru loturile naționale. Ai fost extrem de aproape de această competiție. Personal te-am văzut la toate cele trei săli, atât la Olimpia, cât și la Blejoi, cât și la Bucov. Da, vă dați seama. A fost bine, a? Eu am fost directorul acestei competiții, practic organizatorul principal, cel de jos, ca să zic așa. Înainte de a povesti orice despre acest turneu, țin să mulțumesc partenerilor noștri oficiali ai Federației Române de Basket, Primăria Ploiești, CSM Ploiești, Primăria Bucov și Primăria din Blejoi. Niște oameni extraordinari, cu niște primari care au conștientizat departe de politic ceea ce înseamnă și partea aceasta socială și sportul în sine. Au conștientizat că a venit la poarta lor un campionat european cu 22 de țări participante, înseamnă ceva. Cam titanică muncă, zic eu. Da, nu vă dați seama că nu mă așteptam să... N-aveam nici pe departe gândul de a organiza chestia asta în Ploiești și de a îmbrățișa-o așa cu mare ardoare. După cum am mai fost la toate emisiunile dumneavoastră, am venit de fiecare dată cu câte o chestie nouă, cu câte o gândire nouă. Zic eu că m-am ținut de ele și am făcut ceea ce mi-am propus, de la a promova echipe și de a construi până la a desfășura turnee de acest calibru. Am avut largul concurs și al transportului în comun din Ploiești. Mulțumesc pe această cale și dumnealor. Domnul Nae Alexandrie, am găsit o deschidere extraordinară, deși într-o perioadă critică, cu multe concedii și oameni veniți de acasă, sunați. Ca să transporți hoteluri, trei săli, înainte și înapoi, arbitrii separat. E o muncă titanică, credeți-mă. Du-te, du-i, competiții, da, antrenamente, să nu masă. Întârzi. Deci da. Ca așa o imagine de ansamblu în fiecare zi din aceste 12 zile, cele 22 de echipe au fost ca un furnicar în ideea în care de dimineață, în partea de dimineață, erau antrenamente la toate cele trei sălile, fiecare echipă având 50 de minute de antrenament, iar de la ora 13:30 începeau meciurile oficiale până la ora 20:30-21. Seara depinde de competiții, depinde. S-au întâmplat multe chestii neprevăzute, au venit accidentări, au venit ruperi de panouri, de inele, de ca la basket. Copii bolnavi, cu temperatură, dar nu cu COVID, ceea ce e îmbucurător. Una peste alta, competiția s-a desfășurat bine. Da? Am avut plăcerea să dialoghez cu mai mulți reprezentanți ai celor care au venit din Europa ca să joace aici la Ploiești și mi-au spus că o astfel de anvergură a campionatului european la acest nivel a fost ținută de orașul nostru în condiții foarte bune. Da, e foarte greu. Trebuie de știut că se alocă un buget și cu acest buget noi am încercat să desfășurăm în condiții peste buget, ca să zic așa, pentru că cu niște bani, cu o anumită sumă nu prea poți să organizezi prin Austria, prin Germania, prin alte țări în care să știu prețurile, plus acum cu această ridicare a prețurilor și creșterea taxelor și accizelor, e practic imposibil. Dar cât a fost, grosomodo, un buget pentru un astfel de campionat? Cam cât reprezintă el? Mă reprezintă, nu știu exact să vă spun acum, însă nu e chiar foarte, foarte, un buget foarte larg. Uh-huh. De aceea trebuie să alergăm și să căutăm cât mai mulți parteneri să vină lângă noi. Ați găsit? Am găsit, credeți-mă, am avut de la
vărui vopsitul sărilor și cosmetizatul lor și aranjat și tot așa mai departe. Dar ai fost peste tot. Da, peste tot, peste tot. Lucrăm, am lucrat cam de 45 de zile înainte de acest turneu și cu încă vreo două luni în continuu. Te-am văzut la toate cele trei sări arătări de Carmen Tocală. Eu nu m-aș fi așteptat să o văd atât de des pe președinta Federației Române de Basket, dar se pare că... Este un eveniment major în țara noastră. Urmează un campionat mondial de 3-3 pe care tot noi îl vom organiza la București, cu primăria București. Nu ai cum să nu apari în postura în care este dumneaei vicepreședinte FIBA și președinte Federației Române de Basket. A fost personal la absolut toată lumea și a mulțumit de la cei care sunt șefi de săli de sport până la primari și toți cei care au fost alături de noi. V-am văzut în tandem. Te ridicai tu, să ridicai dânsa. Urlai tu, urlai dânsa. Am susținut, vă dați seama, echipa noastră, pe lângă toate eforturile făcute organizatorice, din punct de vedere sportiv, trebuie să ne susținem și sângele este român. Deci, practic, noi am fost fanii numărul 1 și numărul 2 al echipei noastre naționale. Mm-hmm. Copiii aceștia au avut nevoie în unele meciuri pe care le-au întors cu rezultat pozitiv spre final și de noi cei din spate. Și cunoscând și un pic de meserie, cred că le-am insuflat. Vreau să te întreb direct, de ce direct. Prahova pentru campionatul ăsta? Păi eu sunt aici, multă lume din Ploiești n-a înțeles că poate eu sunt mai ploieștean decât alți ploieșteni. Anul acesta fac 20 de ani de când, fix 20 de ani în decembrie, când am pășit prima dată oficial în Ploiești. Dacă am 45 în total, dacă scad vreo 6 de străinătate, vreo 4 de Arad, bag de seamă că am trăit mai mult în Ploiești decât în orașul meu natal Iași. Deci, fiind și cetățean de onoare, exprimându-mă la nivel oficial, întotdeauna cu gânduri pozitive, cred că sunt mai mult decât unii din ploieșteni. Și am vrut să fie aici. De ce să nu fie aici? Pentru că există potențial. Țin să menționez aici că inițial aceste trei săli au fost Ploiești, Olimpia, Blejoi și Brazi. Însă a fost un pic la Brazi, a fost un pic de mai mult de muncă la sală, de cosmetizat. N-am putut împreună cu primăria să rezolvăm, nefiind alocat un buget separat pentru această chestie. Tocmai atunci, ridicându-se centrul COVID, am plasat în sala de la Brazi și am renunțat ulterior, mergând la Bucov și rugând acolo să primim verde și ajutor. Am primit din partea primarului, mă bucur nespus, domnul Ion Savu, o deschidere extraordinară. La cât și la Blejoi, domnul Adrian, extraordinar. Deci n-am ce să comentez. Domnul Volosevic, cu toate cele mici probleme prin Ploiești, a fost alături de noi. Un om deosebit de modest, care n-a vrut să apară prea mult, dar ne-a ajutat, să știți, extraordinar. Am fost într-o vizită cu toate cele 22 de delegații. A fost minunat. I-am plimbat și pe toți reprezentanții echipelor, i-am plimbat și pe arbitrii. Pe drumul vinului, pe la vinărie, pe la... Le-a plăcut? Le-a plăcut enorm, le-a plăcut enorm. Și așa gust, se procedează. Și gustul? Și gustul, și gustul, și plimbarea, și aerul. Și trebuie știut faptul că din aceste 14 zile de competiție, 2 zile au fost libere. Și acolo ați atașat. Și acolo, da, s-a putut... Trebuie să faci chestia asta, n-am știut nicio, dar se practică și e adică agreată de forul european, în care practic plimbi oficial. O componentă turistică. Da, o componentă turistică, ceea ce Prahova poate să arate, adică sigur. Nu e ca și cum. Iar Prahova trebuie să fie mereu pe harta sportului, nu numai a basketului, pentru că eu militez pentru toate sporturile, adică n-am nimic împotriva celorlalte sporturi, dimpotrivă, dacă sunt oameni abili și puternic motivați, ca să zic așa, emoțional mai mult decât financiar, să facă lucrurile, să miște. Dacă se vrea, se va face întotdeauna. Și cred că asta e o deschidere. Ceea ce s-a întâmplat acum, acest campionat european, e o deschidere către sport. Sălile au fost pline, ceea ce a bucurat pe toată lumea. Aprecierile au fost mai cu seamă organizatorice și noi am terminat pe un loc 7 onorabil în prima treime din cele 22, deci
oarecum un succes. Vreau să spun vis-a-vis de ce ai declarat tu, Adinauri, de oamenii care conduc sportul și care, din punctul tău de vedere, ar trebui să aibă o deschidere formidabilă pentru a revigora sportul pe plaiurile prahovene. Stau să mă întreb de ce cei care conduc nu-și aleg genul ăsta de oameni care să vrea din toată inima? De ce stă toată lumea într-o lentoare așa? Dacă mi-aduc bine aminte, undeva prin 2016-17, Ploieștiul a fost într-un colaps din punct de vedere sportiv, da? Cam cu toate ramurile sportive, nu mai mi-aduc aminte. Cum se numea primarul, dar și poate nici nu mai vreau să mi-aduc aminte, însă acum trebuie început, ca să răspund la întrebarea noastră, trebuie început ușor, ușor, da? Cu un management corect, pași mici, iar când se va dori într-adevăr și va exista oportunitatea de a accelera pe pedală și de a reveni în marea performanță, cred că vor fi alături niște oameni care înțeleg partea asta. Dar nu cumva tocmai oamenii din dreapta, dar dreapta primarului, sfătuitorii, muncitorii, ar trebui să fie ei, cam ei să fie primii. Ok, primarul să vină ca primarul și să zică sunt de acord sau nu se poate sau ceva de genul ăsta, dar ăia care îl sfătuiesc, nu ei ar trebui să fie cei care să impulsioneze sportul? Ba da, există ajutor și impulsionare din partea asta, cred că primarul face lucruri. Există intenția bună, ceea ce e mai mult decât ce am avut până acum. Deci dacă există intenție la acest nivel, restul sunt chestii de detalii. Adică... Da, astea ne omoară, Cătălin. Parcă detaliile astea ne-ar cam omoră așa. Omul meu, există Petrolul Ploiești, care e o echipă care se exprimă la nivel de divizia. Am înțeles că abia e privată, nu? Acum. Ok, oricum va fi în orice formă. Va fi echipa reprezentativă a Ploieștiului. A județului chiar. Contează că e a primarului sau că e a lui Gigi. În sau principiu nu. Deci e echipa la care fanii sunt related. Cu inima, sigur. Da? Așa. Deci ei pentru fenomenul ăsta trăiesc emoții, că practic ce vinde sportul? Vinde o emoție. Corect. Până la urmă. Corect. Da? Ca și teatru, în știință ca și... așa e scris la carte. Tu, practic, ca să vinzi ceva, vinzi o emoție prin sport. Și atunci oamenii sunt. Stadionul este plin. Este yes. Plin. Rezultatele au venit pas cu pas după niște pași mărunți din liga a patra până aici. Ușor, au venit. Ușor au crescut. Și atunci eu știu lume care e implicată. Că sunt înțelegeri sau neînțelegeri. Așa va fi mereu. Curățenie sau mizerie. Ok. Intenția contează până la urmă. Primează. Mm-hmm. Adică fenomenul merge mai departe. Mm-hmm. La basket la fel. Există CSM Ploiești care a stat un timp, s-a gândit, s-a scărpinat, a zis gata, o punem pe roate. A pus-o pe roate. Este în divizia, fenomenul continuă și atunci când vor considera, uitându-se în stânga sau cine e locomotiva sau cum se întâmplă sau care e ierarhizarea, care sunt pașii, cum se fac anumite lucruri și dacă se va dori lucrul ăsta, atunci cu siguranță cred că se poate și realiza. Cei care conduc în momentul de față par a nu vedea, sau dacă văd așa, secvențial, faptul că se umple sala sporturilor, faptul că se vrea sport, faptul că se vrea basket, faptul că Ploieștiul a respirat basketul ăsta. Și acum am văzut și pur și simplu mi-au dat lacrimile la propriu când am văzut că 2000 de oameni țipau România. De ce n-ar țipa Ploiești? Petrolul. Cu siguranță se poate întâmpla. Adică Ploieștiul este un oraș cu oameni educați din punct de vedere cultural, sportiv și intelectual la nivel de școli. Adică eu urmăresc întreg fenomenul. Ploieștiul este un oraș viu cu oameni deștepți, cu oameni care știu exact ce vor. Dar în același timp cred că trebuie un proces derulat în ideea asta. Adică sunt cicluri, microcicluri și macrocicluri.
Și atunci trebuie ales pe chestia asta. Cred că suntem într-un proces de microciclu, să zic așa, unde un 2-3 ani trebuie să vedem pe unde suntem din punct de vedere basketbalistic vorbesc. Ok. În care echipa asta exprimă, la nivelul la care se exprimă. Creează o emoție, sunt echipe de juniori crescute bine care participă la turnee finale, au și rezultate, sunt niște antrenori în jurul echipelor care cunosc, sunt apreciați la nivel național, fac parte, conduc echipe naționale de juniori, ceea ce e îmbucurător pentru tinerii noștri de perspectivă. Nu vorbesc acum de astăzi pe mâine. Poate acum 5-6 ani eram fierbinte și vroiam să se întâmple înapoi, sau poate nu vroiam să las să treacă acea eră, mă rog, între ghilimele, acei 15 ani cu 15 finale. E greu să se mai întâmple asta, dar cu pași mărunți, cu niște oameni bine pregătiți din punct de vedere al marketingului și al managementului, cred că se pot face lucruri. Dar tu observi că în altă parte, în alte zone din țară, se poate? Se poate, dar trebuie să fim conștienți, ei au suferit. Au suferit în umbra asesorului. Au suferit rău, adică au suferit la modul răni vii deschise, credeți-mă. Și acum... Te cred, adică, știu că erai parte adică, a fenomenului. E greu să doar să participi. Adică olimpiadă la un moment dat... Și acum se văd, adică s-au materializat acei ani de muncă, de suferință, de înțelegere. Credeți-mă, deci sunt discuții la nivel de management în care unele chestii au apărut după 10 ani. Vorbim, stimați telespectatori, despre echipa din Cluj, care, iată, de câțiva ani a venit în umbra, a venit practic din spuma mării. Pentru că, așa cum spune Cătălin, Asesoptul lua de fiecare dată bomboana de pe tort și rămâneau de fiecare dată în umbra Asesoptului. A murit Asesoptul, au înviat ei. Vor mai fi și alte echipe care le vor mai ataca? Sunt echipe care creează la fel o emoție puternică în România. Sunt echipe în creștere. Există CSM, CSU, Oradea. O fuziune fericită. Există Pitești, există Voluntari, există Dinamo, care a revenit puternic anul acesta, există ca și bugete, ca și Rapid, adică oameni care la fel au așteptat... Au stat la coadă. Au stat la coadă, au stat în divizia a doua, vin Târgu Mureș să preconizează Steaua, adică, e și acolo. Da, sunt în reconstrucție, să știți. Se și așteaptă oarecum. E o explozie de... E o regulă care întregește un sprijin al basketului românesc prin a aduce pe teren doi jucători în permanență. Și atunci a apărut o mică criză de jucători români care trebuie să împărțiți. Nu știu dacă e corectă sau nu, dar după cum ați văzut, a venit de la nivel ministerial. Trebuie să o implementăm și noi. Noi am gândit-o și noi, am fost la fel, în aceeași sentiment. Dar cu câte un jucător pe teren și doar la Cupa României, cu doi, cu unul sub 23 de ani, cum e la fotbal sub 21 de ani, am înțeles, la handbal la fel și tot așa. Și ei trebuie să ajutați. Nu poți doar cu material străin. Poți să oferi un spectacol mai amplu, dar la nivel de echipe naționale ulterior e o greu. Să suferi. Da. Deci. Să le spunem distinșilor telespectatori că exact astăzi, până în prânz, ministrul Ciucă l-a înlocuit pe Eduard Novac de la șefia Federației, de la șefia sportului românesc. Deocamdată nu se știe cine îi va lua locul, dar măsura pe care acesta a dorit să o implementeze legat de sportivii străini care se evolueze la echipe, l-ars până la urmă. Vreau să te întreb, pentru că știu că ai avut dintotdeauna, spuneai de 20 de ani de stat aici la Ploiești, ai avut mereu niște năzuințe, niște ambiții ale tale legate de basketul ploieștean. Ai avut niște ambiții care, din punctul meu de vedere, puteau fi materializate. Nu au fost. Ai renunțat la visul ăla sau doar conserve aceste năzuințe?
Vă dați seama, viața merge mai departe, nu... Da, dar îmbătrânești, Cătălin. Păi ok, probabil că așa a fost să fie, nu? Chestia asta depinde de mai mulți factori. Și atunci când se întâmplă să nu fie sau se întâmplă să nu existe interes, e greu să vină doar dintr-o singură parte. Uh-huh. Adică... Te-a părut rău? Tot timpul, dar e ca în sport. În sport există învins, există învingător, mergi mai departe. Asta nu prea părea sport așa. Mie nu mi-a mirosit a sport. Mie mi-a mirosit a puci așa, nu știu. Ok, a fost. Sunt momente pe care trebuie să le înțelegi, sunt momente pe care trebuie să le accepti și așa fără... Așa ai devenit mai, ai devenit mai diplomat. Mai cu timpul, nu mai ești rebelul. Știi cum e, știu cu bătaia că am mai luat. Până nu ajungi să vină lucrurile într-un curs firesc în care tu doar să faci partea ta pe care poți să o implementezi. Așteptăm. Eu cred că undeva... Basketul e ok. Basketul cred că e ok pentru Ploiești. Se exprimă bine, oamenii... Ok, ori să mai fie tot timpul și contestatari, că nu poți, ca peste parafii tot. Parafii de serviciu ăștia. Da, da, peste tot, adică... E ca la Facebook. Domnule, credeți-mă că e o muncă extraordinară. Yes. Credeți-mă, deci e să aduci jucători, să-i ții, să-i faci, să-i crești, să ai și ploieșteni, să-i și apreciezi, să-i și mulțumești, să le crești un spirit și un ego local. Trebuie timp, trebuie răbdare, trebuie investiție, trebuie o groază de lucruri. Și mai mult decât atât, trebuie plăcere. Și plăcere, bineînțeles. Plăcerea va exista plăcere, că există plăcere, există... Trebuie să existe și sprijin și înțelegere. Până la urmă... Și mai trebuie să mai existe mărunt. Da. Fenomenul social, încă o dată în Ploiești, este consumat. Inclusiv la hipodrom, handbal, fete, să nu uităm, că eu nu sunt doar cu basketul. Mie îmi place și mie să merg și la fotbal, și la handbal, și la basket, să fie, adică să avem copii sănătoși, oameni buni, pentru că până la urmă pentru asta facem. Facem pentru copiii noștri să-i avem sănătoși, să fie aici din Ploiești, să ne reprezinte cu mândrie la loturile naționale și tot așa. Vorbeam cu unele școli de basket în timpul acestui campionat din Ploiești, școlile, și spuneam, uite, dacă o luai pe curba pe care ți-am propus-o acum câțiva ani, aveai aici, poate, la lotul ăsta, niște băieți de U18 și strigai, bă, să intre a meu, să-l vezi, să-ți crească inima, și zice, da, aveai dreptate. Acum 8 ani, 9 ani, a venit momentul când și Ploiești organizează un campionat. De ce nu? Poate va veni momentul când Ploieștiu va juca o finală, sau două, sau trei, sau cinci, nu știu. Și atunci... Că o să mai trăim? Eu vorbesc de mine, nu de tine, că tu ești... Probabil mai trăim, nu? E că nimic nu e scris pe hârtie, tot e relativ. Bă, cum, practic, România s-a reinventat odată cu acest campionat european? A plecat cu stângul și multă lume a zis, bă, ți-am zis eu, ce l-o fi trebuit, mă, frate? A plecat cu stângul după un meci pe care... L-a controlat, dar în sfârșit, pe final... Să vorbim tehnic acum, să vorbim tehnic, da. Despre echipa Under 18, exact, băieții a României, da. Deci această echipă, acum 2 ani, fura bătaie cu 100 de puncte de la țările mai serioase. Și am intrat într-un proces de un an de zile în care i-am identificat, au fost 24 de subiecți, deci practic dublu față de o echipă normală, pe foaia de joc. Și am intrat într-un proces de asta de pregătire, de individualizare, de hrănire corespunzător, de verificare a... Știți, înainte erau niște teste pe care trebuia să le treci ca să participi într-o anumită competiție. E, acum am revenit la acele teste cu un foarte mare profesor, Pierre de Hillerin, la București. Cu o medicație corespunzătoare am reușit să-i aducem cât de cât mai aproape de realitatea baschetbolistică și să sperăm cu ei la ceva frumos în această competiție, ceea ce li s-a explicat și lor, pentru că tot acest e un consuming, e o chestie care costă și nerv și timp și spațiu. Au intrat în ultimele 2 luni și jumătate în pregătire pentru acest campionat împreună.
Au fost pe la altitudine, pe la Poiana Brașov, au fost pe la mare, au fost prin București, au fost prin țări să joace amicale, Portugalia, Bulgaria. Pare că așa se face. Și, da, și au început să se apropie de valoarea competiției în sine și să realizeze ceea ce înseamnă să aștepte. A fost primul meci acel împotriva Slovaciei la care ați făcut referire. A fost un meci strâns, scorul a fost acolo până în ultimele două minute. După care au clacat, adică niște decizii proaste au dus la pierderea meciului. Au analizat, au acceptat că ei trebuie să crească de la meci la meci, n-au pus capul în pământ cum se făcea pe timpuri și au revenit. Și au câștigat grupa. Și au câștigat pas cu pas. Victorii excepționale. Au câștigat împotriva Ungariei, au câștigat împotriva Letoniei. Și au avut un fel de finală cu Portugalia? Da, și cu Portugalia la ultimul meci în grupă în care au jucat practic și calificarea. N-au avut decât varianta câștigării meciului și atunci implicit câștigării grupei, sau dacă pierdeau, depindeau de alt rezultat. Și atunci copiii au împins și au crezut în forțele lor, au fost bucuroși, fericiți, am crezut și noi, însă la un turneu de acest gen, în care ai 8 meciuri în 10 zile, ca să o restrâng, da, e foarte greu. La 18 ani trebuie să fii pregătit din punct de vedere fizic, cam cum ați văzut exprimându-se Suedia pe teren aseară, la finală. E greu să ai. Ei au 6 americani, copiii cu cetățenie și americani. După, da? Da, adică... Dar eu îi felicit. Au fost în primele 7, în prima treime și au făcut treaba, au adus o emoție la Ploiești, au umplut sălile, au fost nu numai la Olimpia și la Blejoi, lumea a fost după ei, noi am fost după ei să-i susținem. Am făcut toate eforturile posibile umane să se simtă confortabil, să stea la hoteluri bune, să mănânce bine. Părinții au fost mulțumiți, toată lumea a fost mulțumită. Inclusiv victoria de aseară împotriva țărilor de jos, o echipă iarăși foarte bună, foarte bună. Copii frumoși. Da, e extraordinar, adică pur și simplu îți face plăcere să urmărești așa ceva, dar și dorința extraordinară de autodepășire pe care au avut-o și victoria aceea 68-62 au dus echipa pe locul 7. Și dacă vreau să te întreb, dar cumva este o întâmplare faptul că și fetele la competiția omologă din Bulgaria, de la Sofia, au obținut exact aceeași performanță. Ieșire din grupe, două înfrângeri și pentru 7-8 înving țara gazdă într-o partidă care... n-am văzut niciodată. O echipă la care la pauză ai minus 10 și revii și o bați în fanfar. Echipa gazdă. Trebuie de menționat faptul că și eu, fiind... mie nu mi-a fost dat să am o competiție de genul ăsta când avut 18 ani, da. Dar am văzut luptă, s-au jucat efectiv pentru fiecare loc în parte. Deci și pentru 1-2, și pentru 7-8, și pentru 13-14, și pentru 21-22. Da. Așa este. Deci, practic, în ultima zi, antrenamente au avut doar cei care luptau pentru primele 4 locuri și cei pentru ultimele 2 locuri. S-a luptat cu ardoare în orice meci. Asta denotă pregătirea caracterului lor pentru pasul către seniori. Deci nu contează că joci pentru locul 13-14, dacă o iei din exterior, spui, domnule, care e diferența dintre pași? Nu, e diferența cum termini și devotamentul față de competiție, față de munca ta și față de culorile pe care le reprezinți. Asta face, trebuie să facă asta parte. Asta ce e, o educație? O bagajul pe care tu îl pleci cu el în spate de la juniori către seniori. Păi vorbim despre, uite, un băiat care joacă în momentul de față și este vizat de Real Madrid. Vorbim despre băiat care... Lorenzo Diaconescu. Da, vorbim despre alt băiat care va pleca spre Australia în foarte scurtă vreme. Nu știu, mie mi se par totuși astea niște pilde extraordinare și pentru colegilor. Domnule, eu pot să vă spun o chestie. Eu, la cariera mea, mi-a fost dat să joc în străinătate.
Nu e ușor să stai în pribegie. Am avut momente în care plângeam cu capul pe volan în parcare, nu te știe nimeni, nu te vede nimeni, n-ai pe nimeni, n-ai nimic decât basket, ceea ce faci tu. Credeți-mă, pentru acești copii care își sacrifică copilăria, da? Jos, pălării. Merită mai mult decât putem noi da. Credeți-mă. O să veniți să spuneți, da, dar ei câștigă niște bani și alea, și ok. Și care e problema? Nu e vorba aici despre bani. Este vorba despre modul în care ei aleg să fie, să trăiască, să se dezvolte ca persoană. Deci nu aleg distracțiile mărunte și pierderea timpului. Dar și... de unde e pilda asta? De unde vine, măi, Cătălin? Am zis, e de la el. E admite că așa să... Cine îl învață? Primată e din pasiune, după care... Toți cei care îl sfătuiesc de la părinți, de la antrenori, de la noi, federația, pentru că vorbim foarte mult. Știm că ele e greu. Și eu am mers și am vorbit cu ei, am stat la o cafea. Sunt oameni, agenți care le dau trăcoale și care îi sfătuiesc într-un mod pozitiv spre a-i atrage într-o lume mai bună. Da, și pentru a-și rotunji buzunar. Ok, chestiile astea sunt inevitabile. Nu o să poți tu ca individ să ajungi să deschizi niște alte uși peste oceane sau corect. Pe alte deci continente. Deci trebuie nevoie de astfel de... Fără asta nu poți. Corect. Și eu m-am rugat o lungă perioadă a tinereței mele până când s-a întâmplat. Adică era greu pe atunci. Uh-huh. România basketbolistică suferea mai mult decât acum, atunci când eram eu doritor să joc prin străinătate. Dar... Dar ce era atunci? Erau mai mulți bani? Tu ai vrut să joci în străinătate, nu, clar, pentru expunere, fără discuție. Da, eu n-am avut. Adică eu atunci câștigam titlul, jucam finale pe unde mergeam. Adică n-am avut o problemă din punctul de vedere că eram la Iași sau la Arad sau la Sesoft. Eram tot, dar cât... Adică vroiam mai mult. Vroiam să merg să joc, să văd lumea, să știam deja cu loturile naționale pe peste tot, de la America la China, adică nu a fost problemă. Și în Coreea de Nord, implicit. Dar vroiam într-un campionat mai puternic, un pic de altă lume, un pic de altă experiență. Ne-ai spus despre momentul ăla când pur și simplu ai izbucnit în lacrimi într-o parcare pe volan, la volan. Era în Italia atunci? Nu, eram în Germania în 2003. Cam grea viața în Germania. E grea viața în Germania, nu e nimeni. Nimeni nu e prieten cu tine, nimeni nu are timp de tine. Ești tu și atât se dă. Ești bun? Și... Joci. Da, ești bun. Era cel mai bun, dar tot timpul era... Când se câștiga era ok, când se pierdea, eu eram de vină sau ceva. Zău? Da, așa da, făceam? Da, da, da. Adică da. N-au dragoste față, dar... Nu, e totul la nivel și lumea și cum era? Nu te salvează lumea la o chestie de genul ăsta? Nu ești idolul lor forever? Nu, ei sunt foarte civilizați în felul lor de ar fi, însă sunt foarte rece în același timp. Adică după o lună de pregătire, gen luna august, am avut pregătire zi de zi la antrenament, casa, antrenament, casa, antrenament, două sau chiar trei pe zi antrenamente, am zis, bă, hai să ieșim și noi undeva, gen, să bem o bere, da. Da, da. Și a zis, da, diseară la nu știu unde ne-am întâlnit, a venit cu prietena lui, a comandat trei bere, a băut bere, a pus 10 euro pe masă, ne vedem mâine la antrenament. Era capitanul de echipă. Ce să mai faci? Și n-aute. Ce să mai faci, mă, mai bei tu? Și a zis, ok, da, ok. Și asta a fost, cam asta a fost. Aia a fost socializare. Marea socializare, da, de atunci. Iar asta era muncă, muncă grea, nu, nimeni nu poate să înțeleagă ce asta. Păi vezi hală în stadium, 60.000 de locuri și să urci scări, să alergi sprinturi diagonale și toate alea. Și tot mereu nu era... Trebuia mai mult și mai mult și parametrii nu erau ok. Și... Bun, și ai venit în România și în România bănuiesc că ai făcut niște povești de genul ăsta. Și le-ai spus colegilor și le-ai spus antrenorilor și le-ai spus... No, în România am avut cum și... se uitau la tine? A fost... În România am avut și străini care au parcurs au prins stadiul ăsta, da, și atunci
Era mult mai ușoară trecerea românilor, celor care nu făcuseră încă pasul pe afară și vedeau și se adaptau și modul și conduita și începi să te autoeduci și începi să exprimi o seriozitate mult mai clară. Amplă, da. Și pui întrebări pertinente dacă ai discuții cu antrenorul într-o eventuală tactică, nu pui întrebări proaste. Și atunci totul se ridică la un alt nivel. Tot, da. De la atitudinea care e în aer, la echipă, la exprimarea pe teren, la tonul pe care îl dai, la... Ai simțit că ăștia tinerii, șoricei ăștia, 16, 17, 18, care stau în antecamera primei echipe și sunt acolo, următorii, ai simțit că ei pricep ce le spui? Da, mereu. Și atitudinea, comportamentul lor au fost... Adică trag de ei. Da. Împing și văd nivelul, simt forța care o, care o confruntă și își dau seama de mărimea lor. La un moment dat, mulți dintre ei erau fericiți doar că erau acolo, deci nu mai conta. Și era și normal și firesc să fie așa, pentru că în altă parte nu îi mai satisfăcea. Începuse să se îndrăgostească practic de chestia asta, dar am divagat mult de la acest campionat european către alte... Ei, mai ieșim din... Ieșim, intrăm? Da, nu-mi place să vorbesc. Păi nu-ți place să, trecut da, ca uite, alții. Știi că era pe timpul meu. Pe timpul meu a fost timpul meu. Aia a trecut. Păi da, Cătălin, dar ai avut niște performanțe și nu pot fi uitate așa de ușor. Tu de câte ori vii la emisiunea asta, vii și în ideea în care ai fost și n-ai fost și ai putut da, face pentru Ploiești. Să mai mi-aduc aminte, nu? Să-ți mai aduci și aminte, să ne aducem da, și uitați, noi aminte. Da, uitați aici, am primit un trofeu, un alt trofeu. Superb. Foarte frumos. E un pic crepat, dar am promisiunea că o să primesc unul nou de la FIBA, cu transportul și cu astea, pentru organizarea acestea. Asta e un trofeu al Ploieștiului, nu al meu personal. Eu am fost doar un ambasador și un deschizător încă o dată de uși. Le mulțumesc încă o dată tuturor. Să mă iertați dacă am omis pe cineva, știu că sunt foarte mulți. Voluntari am avut, niște copii extraordinari care s-au lipit așa de echipe chiar mai mult decât a fost. Bine, și parteneriatul pe care l-ați făcut și rugămințile pe care le-ați făcut. Țin minte, acum vreo două luni ați solicitat voluntariat. Da. La care spui că au venit... Mulți care, într-adevăr, au făcut un voluntariat de calitate. Da, am avut 60 de copii. Ce se întâmplă? Puteam cere voluntari de cam din toate orașele sau și din alte țări care au experiență largă în organizarea asemenea turnee. Și da. Atunci, eu personal am vrut, domnule, nu, din Ploiești să fie. Dar de ce? Să fie copii din Ploiești care să aibă experiența asta, să aibă dreptul la experiența asta. Mai mult de atât au venit niște întăriri că noi chiar avem, dispunem de două asociații de voluntari în Ploiești, care au făcut și altfel de turnee. Și atunci, singura chestie a fost să aibă 16 ani și să nu fie nici chiar foarte mici, foarte să aibă mici, rezistență da? Fizică corect. Totuși de plimbat cu echipele și de stat prin săli și să aibă acordul parental, să fie și ei disponibili. Și atunci totul a fost o nebunie, adică au primit tricouri, acum le-am și spus. Tricouri, mâncare, tot ce au vrut ei, adică au avut și posibilitatea să stea cu echipele să mănânce la hoteluri. Să... Frumos! Da, au schimbat tot felul de prietenii. Acum îi vedeam îmbrățișându-se la plecare, da, cu echipele, că am făcut un tur pe la hoteluri, încep să debarce, adică da. să se îmbarce înapoi și atunci e o experiență frumoasă pentru acești copii care tot la basket vin, că și ei sunt basketboliști, mare parte dintre ei. Sunt 45 de copii care, cu siguranță 30-35 sunt basketboliști, adică ei asta fac. Da. Și e mult mai, pentru mine e mult mai îmbucurător faptul să știu că sunt din Ploiești și că vin cu încă o cărămidă la întărirea convingerilor lor să vină către sport. E o perioadă critică, acum știm cu toții, adică e analizată între 16 și 18, mulți se lasă. Fiindcă vine bacul, vin facultate, părinții care spune, bă, lasă-o mai ușor aici și iau mai puternic pe carte și tot așa. Băieți și fete extraordinare. Spune-mi, te rog, ce va urma pentru aceste două echipe frumoase de U18?
în general, ce urmează pentru ei ca și echipe ale României? Hey, sunt procese. Acum, nu știu, vedem cu ei ce vor urma. Normal ar trebui să urmeze U20, însă nu știm deocamdată. Dar sunt grupe frumoase de jos care urmează să vină. Uh-huh. Cei care sunt U16 acum urmează să fie U18, cei care sunt U15 urmează să fie U16. O să avem două generații, cred eu, foarte, foarte bune în exprimare basketbolistică. Uh-huh. De care ei au primit, vorbesc de băieți pe care i-am văzut la treabă, ei primesc ceva din partea federației în momentul de față, vreo deplasare, vreo ceva, vreo... Au. Concediu, ceva, da, nu știu cum să zic. În tehnico-tacticul basketbolistic, în teorie se spune că undeva dacă primești sub 65 de puncte, ai șanse mari să câștigi meciul, undeva la 80%. Uh-huh. Și scopul lor a fost la acest turneu să primească mai sub 65 de puncte la media, meci. Media pe meci. Aha. Cred că s-au ținut de cuvânt și doamna președintele a promis o vacanță la Vama Veche. Oh. Frumos! Și pe care o vor primi, bineînțeles, și indemnizațiile de rigoare. Au stat săraci 2 luni jumate. Departe. Credeți-mă, au muncit. Și pe vremea asta, și pe calendorile astea. Au muncit mult. Acum vine și răsplata, cu siguranță vine și răsplata. Fetele la fel, nu știu, am înțeles că și-au dorit Crocs și va pleca un delegat al federației să le ducă Crocs. Deci, da. Au promisiunile... Promisiunile sunt promisiuni. Da. Și... Spune-mi, te rog... Vorbeam la un moment dat, sau ai adus în discuție, ce se întâmplă în acest moment la Ploiești. Echipa se numește CSM Petrol. În primul rând, dacă e ok. Asta a fost o idee a mea acum. Asta am vrut 5 ani care am vrut să fac. Am venit și cu un partener scris în comitetul director la momentul dat de timp. E foarte bine că s-a făcut chestia asta, pentru că trebuie emulație totală. Dar dacă Ploiești se confruntă, se identifică cu petrolul. De ce nu s-ar identifica și basketul cu petrolul? De ce să nu fie și basketul cu petrolul? Și handbalul. Fotbal Club Pitești se numește, Argeș Pitești. Da. Echipa de basket se acum numește... Acum este Argeș Pitești, chiar așa numește. Da. Așa se numește. FC Argeș Pitești, echipa de basket. Ce zici de Mihai de Popa? Ca și antrenor, ca și... tehnician care conduce o echipă care anul trecut, la prima lui debarcare aici la Ploiești, a obținut locul 9 în campionat, fiind foarte aproape să intre în play-off. Da, este un antrenor tânăr, un antrenor care a arătat că se identifică cu echipa, un antrenor muncitor, are nevoie de timp de exprimare. Clar. Probabil construcția echipei și viziunea managementului îl recomandă pentru aceste timpuri. Îi urez succes, l-am încurajat și atât pe el cât și pe Ionuț Ivan mereu, adică sunt mereu cu sfaturi, cu ce pot să ajut. Din păcate trebuie să fiu imparțial că nu... Că n-ai cum. N-am altă condiție, fiind general manager la Federația Română de Basket, trebuie să fiu complet imparțial și echitabil în absolut orice, a ajut și celelalte echipe la fel cu sfaturi, experiență, tot ce ține de relația noastră cu echipele. Suntem împreună la foarte multe ședințe de Ligă Națională, ca să spun așa, să încearcă o chestie un pic mai profesională, să scoate din context această ligă și să-i dăm o identitate mai puternică. În ce sens? În sensul în care toate echipele ar veni cu un statut, într-un alt statut, în care să se identifice ca o ligă mai, nu profesionistă, dar semi-profesionistă. Da. Să facă un prim pas în care ei să meargă împreună să discute cu drepturile de televizare, am înțeles. Să meargă cu sponsorii pe care îi pot pune împreună și organiza o competiție mai valoroasă din punct de vedere... să zic, de marketing din punctul ăsta de vedere și expunere, să adune și alți parteneri potenți cărora le se poate vinde un produs mai mare. Uh-huh. Și atunci
probabil și basketul va crește cu siguranță. O idee specială, este o idee excepțională, nu știu cum să-i concept, spun. Este conceptul este minunat. Și de ce nu s-ar implementa la toate sporturilor așa ceva? Hai că să aibă fiecare, și handbalul? Fiecare federație a venit cu câte o idee la un, câte un moment. Păi da, dar de ce nu se iau ideile bune? Deocamdată singurul sport profesionist în România este fotbalul. Că... Mamă, și ai văzut unde suntem? Mamă, când începe ziua de fotbal, cred că jumate din țara asta își dă cu mâna în frunte. Nu știu, nu mă pricep la fotbal, adică nu... Dar îți place să te uiți. La un anumit fotbal. La... A, gata, ai scos. Da. Mai poate să mai crească echipa de basket a Ploieștiului? Vă dați seama, construcția managementului a crește în funcție de ce poți adăuga, ce poți tăia din ce ai avut de anul trecut și trebuie să-i dai o nouă identitate. Dumneavoastră sunteți obișnuiți cu un anumit fel de a construi echipa. A fost acel fel, nu mai există. Nu mai există. Trebuie să identifici 7-8 jucători care să iai, la care să mai adaugi 7-8. Și atunci... Și din când în când să dai și buzunarele să le întorci. Să, să știți că ei chiar dispun de un buget decent. Onorabil, da? Da, da, da. Cătălin, timpul alocat emisiunii a luat sfârșit, dar trebuie să te întreb neapărat dacă mai joci basket. Le urez să joc eu fizic. A? Nu, nu mai joc de mult. Nu mai joci? Nu mai joc, alerg doar atât. Știu că aveai la un moment dat o plăcere de aia să dai 20 din 20. Da, da, da. Nu, nu, nu. A, joc basket. Joci, dar... Joc basket într-o singură condiție. Doar împreună cu copiii mei. În curte. Atât. Atât. Adică, și gata, le-ai făcut teren, au tot. Au tot, nu, asta nu-i problemă. Nu se pune. Ideea e că ei fac diverse sporturi. Adică am nu, înțeles, nu, doar nu numai basket. Da, da, da. Mai ai grupele alea la Păulești? Nu mai am, că nu pot să... Nu poți să le faci pe toate. Da, nu pot să le fac pe toate. Dar ți-a părut rău, știu că plecase-i la drum cu inima... Da, erau copii, deja după 2 ani identificasem așa un grup și eram ok. Însă, vă dați seama... La momentul acela nu puteam să-i zic soției, știi, cu 2 copii și cu altul nou născut, știi, am eu un hobby, basketul și trebuie să plec. Eu plec, tu rămâi cu ei. Îmi dădea cu copii în cap, deci nu. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Cătălin pentru prezență. Vreau să-l mai chem și când România va avea o performanță și mai mare decât aceasta. Dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă invit săptămâna viitoare la o nouă producție, Pasul Offside. Seară bună, la revedere!